Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit a doua oară pe ziua de azi. Noi am terminat ședința foto și acum l-aștept pe Tommy să începem încă o parte din filmări. Suntem alături de noul Volkswagen Golf 7 facelift. Dar după cum puteți vedea și din filmare, în spate modificări majore nu sunt, pentru că este un facelift, cam modificări nu prea sunt, sau cel puțin nu sunt atât de ușor de văzut pentru un ochi mai puțin avizat. Cam aceasta este mașinuța, un design deja bine cunoscut și folosit de către cei de la Volkswagen. Se aude răcirea motorului. Noi am spălat mașina de vreo oră, dar legea lui Murphy s-a impus de data aceasta și plouat la ședința foto. Să intrăm puțin în mașină, să vedem cum se prezintă golful la acest capitol. În față avem ceasuri analogice, se pot schimba cu ceasuri digitale, după cum le-am văzut la Passatul GTE. Volanul deja este volanul clasic de Volkswagen. Să punem și motorul acum. Motorul este surprinzător de silențios pentru această motorizare de 1.6 diesel. Cutia este automată, DSG, clasică deja la Volkswagen, cu puține îmbunătățiri pe partea software, sau cel puțin îmbunătățiri pe care le-am simțit eu. Eu zic că această mașină în configurația care în configurația pe care avem noi este mașina ideală pentru companii, pentru flotele companiilor și o să vedem cât mai mult pe stradă în perioada care urmează. Clasicul reglaj al luminilor, reglajul oglinzilor, așa mai departe. Vizibilitatea în spate este mai mult decât suficientă. Nu, acel montant nu este gros, deci o să vezi bine la parcări, plus că oglinda din dreapta se rabatează. Se vede că o să-l păcălesc acum. Vedeți, dacă pun în se rabatează, adică își coboară oglinda pentru a-ți oferi vizibilitate în momentul în care vrei să parchezi, să nu atingi bordura cu janta. Ce pot să vă mai spun? Avem un consum de 6,4 litri de kilometri. Este un consum măricel pentru acest motor, dar trebuie să țineți cont că a fost realizat 90% în oraș, așa că nu este neapărat relevant. Spațiile în spate, spațiul la picioare este foarte mare, cel puțin modul în care mi-am legat eu scaunul. Dacă m-am mutat în spate, am avut un spațiu foarte mare la picioare și la cap este suficient. Posibil persoanele peste 1,85 să aibă anumite probleme, dar în rest totul este ok. Oricum, mai multe detalii vor veni în review-ul nostru video. George, salut! Mașina de față are un motor de 1.6 diesel de 115 cai putere. Acum mai multe detalii o să le vedeți în review-ul nostru video în săptămâna care urmează. Până data viitoare, rămâneți alături de noi, ne vedem în continuare. Seara faină!